În cursul lunii iulie am efectuat un număr de 34 de acțiuni de inspecție și control, 24, 27 de acțiuni au fost pe domeniul controlul poluării, 7 acțiuni au fost pe domeniul biodiversității. S-au aplicat un număr de 7 sancțiuni, 3 avertismente și 4 amenzi contravenționale în valoare de 47.000 de lei. Totodată au fost soluționate 15 sesizări și a fost verificată starea de salubrizare a localităților de pe raza 9 unități administrativ-teritoriale.